Ne-am întors la Music Channel Alternative Hour. În seara asta vorbim despre videoclipuri, despre cum se fac videoclipurile care ne plac nouă și ce trebuie să știm sau ce trebuie să nu știm sau ce trebuie să facem ca să fim și noi atât de buni a face videoclipuri cum e Ania. În seara asta alături de noi am văzut Byron, Anima. Vreau să te întreb, tu atunci când primești cumva o, nu știu, o ofertă, băi, vreau să faci și mie un videoclip, tu vii cu scenariu sau tu trebuie să ții cont de ce vrea clientul? Sau ai refuzat vreodată videoclipuri? Băi, eu nu pot să fac așa ceva, că nu-mi place și nu mă interesează și aș vrea să fie în loc de să punem o rață care să meargă, nu un avion. Prima chestie pe care o fac, într-adevăr, cer piesa, o ascult. Înainte de a da eu conceptul, întreb, ok, băieți, cum ați vedea voi clipul ăsta, ce înseamnă pentru voi, ce ați vrea voi să vedeți, dacă ar fi să fie clipul altcuiva. Și atunci ei vin cu câteva idei și în funcție de ideile lor încerc și eu să, cumva, să fac o imagine mai mare, un storyboard. Ai lovit vreodată de un refuz categoric a ceea ce ai propus tu sau pe dos? Să zici... Refuz? Nu, niciodată nu a fost un refuz, au fost doar ok, hai că facem așa, dar mai adaug chestia asta. În schimb, eu am refuzat câteva concepte din start pentru că nu mă reprezentau și nu mă regăseam absolut deloc. Și atunci e greu să-mi fac treaba dacă nu cred în proiectul respectiv. Cool, hai să vedem încă o piesă, ce vedem? Luna amară, nu știu, nu iau, nu sunt. Ok, despre piesa asta e ceva de povestit extra behind the scenes care lumea încă nu știe și o să știe după, înainte să vadă clipul, să uite cu alți ochi. Puțin, da. Am ajuns în Cluj, clipul a fost făcut în Cluj la Teatrul Național. Mm-hmm. Nu mă așteptam să fie atât de interesantă filmarea. A venit un actor, Ionuț, mm-hmm. și sper. Trebuia să fie starea asta puțin de schizofrenie, de nu știu ce, și ideea este că practic primele cadre nu știam ce fac cu ele până n-am ajuns acasă, pentru că practic era un om care se dădea cu capul peste tot, dansa, nu am înțeles nici ok ce fac cu asta acasă. Și ajung acasă, m-am întristat pentru că am avut o problemă personală și atunci am intrat în starea clipului și a ieșit ceva super fain, dar nu mă așteptam că va ieși din prima. Deci practic de multe ori trebuie să fie și starea ta interioară să cumva să se suprapună peste ceea ce clipul vrea, în ce direcție vrea să meargă, să iasă mai bine, sau poți să te pur și simplu ești super veselă și la un moment dat faci un clip care nu e așa sau melancolic sau nostalgic și eu sunt prea veselă, eu nu pot, îmi vine să râd, nu pot, da, să fac am asta. Am momente când fac fix chestia asta, că sunt prea fericită și mesajul trebuie să fie puțin mai nostalgic sau trist sau... Nu-l fac în ziua respectivă, aștept până... Aștept supărare. Aștept până sunt supărat, aștept până ceva se întâmplă, să-l pot face într-adevăr cu toată tragerea de inimă și să iasă cel mai bun. Cool. Haideți acum Luna Amară, îi salutăm pe Luna Amară, iubim și așteptăm și la București. Până atunci, vedem la Music Channel.